Peste 1000 de opere de artă care valorează 10 de milioane de euro pot fi admirate la Muzeul Municipiului București, care găzduiește cea de-a 11-a ediție Art Safari. Nici nu știu unde să mă duc prima dată. Sus la etajul 2 să văd niște pantofi sport din care cresc niște plante. În partea cealaltă a clădirii să văd niște aparate de fotografiat descompuse. Tabloul Lux in Tenebris Lucet al lui Ion Teodorescu Sion este piesa de rezistență a acestei expoziții. Valorează în jur de 300.000 de euro. La Art Safari sunt însă 10 de picturi ale artistului. Vom vedea portrete de țărani, vom vedea portrete ale cunoscuților lui, ale familiei din Ardeal, dar vom vedea și compoziții extrem de elaborate. Picturi, sculpturi, artă digitală și proiecții semnate de artiști români, spanioli și francezi, contemporani, dar și din secolul trecut, sunt expuse în 4 expoziții. We've been working for the last 3 years to be able to present an exhibition, a French exhibition, and to be able to promote and propose for the Romanian public the possibility to see contemporary artists. We are commemorating two very important figures. On one side, the Spanish painter Pablo Ruiz Picasso, and on the other side, Joaquín Sorolla y Bastida, el maestro de la luz, maestro Luminini, who passed 100 years ago. O să regăsiți artiști cu viziuni diferite, care folosesc tehnici de la cele clasice până la instalații New Media. Vizitatorii pot sta de vorbă chiar cu artiștii. Mircea Cantor este singurul român care a câștigat Prix Marcel Duchamp, unul dintre cele mai prestigioase premii din lume dedicate artiștilor contemporani. Pentru mine asta mă bucură să vezi cum arta veche, arta clasică, românească și din străinătate se îmbină cu arta contemporană. Operele de artă pot fi admirate până pe 14 mai, de joi până duminică.